Sfinții Ciprian și Iustina, mari martiri. Tu, orice ai fi, nu încerca să-mi faci rău. Am făcut o înțelegere cu cel mai mare demon, cu Osforos. Mi-am vândut sufletul, auzi? Mi-am vândut sufletul. Și când voi muri, îl va duce pe Marte. Dar în viața aceasta nu ai dreptul să-mi faci rău. Eu sunt slujitorul lui. Răspunde-mi. Te aud, Cipriane. Te întreb, unde ești? Cine ești? Nu te arăți. Sunt demonul curviei și al necredinței. Mă ascund în scheletul meu. Ia uită-te cum se mișcă scheletul meu. Care este munca ta? Cum chinuiești tu oamenii? Dacă cineva are credință în cel răstignit și studiază Evanghelia ca să pună bază credinței lui, atunci îi pun în minte atâtea și atâtea îndoieli încât îl fac necredincios sau mai puțin credincios sau bănuitor. Ceea ce îmi spui o faci înainte de toate, pe urmă ce faci? Află dacă vrei, Cipriane, de la un diavol că o să le plătești într-o zi pe toate la un loc. Știu că am intrat foarte rău în încurcătură din păcate. Răspunde-mi însă, cum îi chinuiești tu pe oameni? Sunt diavolul curviei și al necredinței. Niciun hoț nu urmărește atât de atent o casă pe care vrea să o jefuiască așa cum urmăresc eu sufletele. Curvie și necredință. Îmi place să-i fac pe cei căsătoriți să se înșele unul pe altul și să păcătuiască. Arunc săgețile otrăvite în mintea celor tineri și îi fac să păcătuiască înainte de a se căsători legal. Și nu numai aceasta, dar îi și împing spre anomalii și fapte de desfrâu. Ca să-L mustre pe Dumnezeu, îi încarc cu bol de nevindecat. Oprește-te! Oprește-te, nu mai spune altele. Și pe urmă ce le faci? Pe urmă mă distrez, stau și savurez urmarea, când îi iau în primire alți demoni ca Tufon. Tufon? Demonul disperării, al urii și al sinuciderii. Eu savurez, sunt mare,
cel mai mare. Închină-te mie, Cipriane, închină-te. Oprește-te, încetează și pleacă, dispari. Lasă-mă să mă odihnesc, altfel îi voi spune căpeteniei tale, Osforos. Ah, cum de m-am încurcat eu cu diavolii! Zeilor mari, vă promitem și nu se poate să dăm înapoi de la această promisiune că vom păstra credința noastră cu armele noastre. Zeilor mari, vă promitem. Mamă, nu vreau să mă ascund, dar eu nu concep că statuile astea în care credeți voi sunt zei, acestea le cred cei neînvățați, cei indiferenți și cei necivilizați. Credem noi, ai spus? De ce tu nu crezi în ei, Iustina? Dumnezeu este spirit, mamă, și nu materie. Ia gândește-te puțin. Iustina, cum îndrăznești să-i vorbești de rău pe zeii cei mai mari ai noștri? Mamă, să nu ne prefacem. Zeii aceștia nici nu văd, nici nu aud și nici nu pot să ne ajute pe noi, dar nici pe ei înșiși. Iustina, luați credința celor creștini și veți înțelege. Credința aceasta poate să răspundă la toate întrebările noastre. Mamă, îți spun, creștinii au dreptate, iar voi nu. Dacă tatăl tău ar ști ce faci, tare mă tem că te-ar ucide cu propriile lui mâini copilul meu. Trebuie să mărturisesc adevărul, mamă. Tata, din cauza funcției lui, nu vrea să vadă adevărul. Dumnezeu ne-a creat ca să gândim logic și liber. Nu pot să cred în ceva care nu este logic și nici nu răspunde la întrebările mele. Cu alte cuvinte, îmi spui că ești creștină? Da, mamă, mărturisesc, sunt creștină și voi cinsti credința aceasta, chiar de voi plăti cu viața mea. Da, soțul meu, sunt de acord cu tine. Problema noastră este foarte gravă. Ce să facem, că fata noastră e creștină? Și de-ar fi numai aceasta, trebuie să devenim și noi ca ea, îmi spunea. Ce să facem? Ce vom deveni? Lasă-mă puțin să mă gândesc. Eu sunt preotul idolilor. Cum se poate ca fata mea să fie creștină? Cum e posibil? Mă voi întinde puțin ca să mă odihnesc și să mă gândesc. De aceea te rog, lasă-mă puțin singur. Du-te!
Ascultați ce vă spune Iustina. Veniți la mine și vă voi dărui împărăția mea. Eu sunt calea, adevărul și viața. Femeie, femeie, Iustina, fata mea, slujitori, veniți! Ce ai pățit, bărbate? Ce s-a întâmplat? L-am văzut, vă spun, strălucind precum soarele, l-am văzut dulce și frumos în mijlocul îngerilor săi. Pe cine? Pe cine ai văzut, omule? Iustina știe. Iustina noastră are dreptate. Hristosul ei ne-a chemat să mergem în împărăția sa. Mamă, mă rugam zi și noapte pentru tata și se vede că Dumnezeu mi-a auzit rugăciunile mele. Iustina, draga mea, Iustina, copila mea dragă, spune, ce trebuie să facem? Trebuie să vă botezați și să vă mărturisiți că vă lepădați de Satana și că veți merge pe calea lui Dumnezeu. Numai dacă veți face acestea, diavolul nu va mai avea putere asupra voastră. Da, trebuie să devenim creștini. Informațiile care vin din Siria sunt foarte neliniștitoare. De aceea trebuie să sune goarna primejdiei. Creștinismul ia uriașe dimensiuni. Și eu îndrăznesc să spun că nu trebuie să pierdem controlul, atât asupra armatei, cât și asupra celorlalți oameni. Țelul Romei a fost întotdeauna un singur, asuprirea și îngenunchierea elementelor contradictorii. Sunt de acord și până mă voi afla eu la fața locului să fie date ordine ca să fie asupriți și loviți cei ce cred în Nazarinean. Am înțeles. Du-te să vezi cine este. Un mesager cu o epistolă ce poartă parafa Romei. Să intre. Citește-o. Către domnia sa, ducele Eftolmius, conducătorul districtului Romei, pe nume Antiohia. Am aflat că există multe turburări în regiunea voastră, iar credința în Nazarineanul cel răstignit a luat uluitoare dimensiuni. Poporul nu se mai închină și nu mai jertfește idolilor Romei. Vă ordon ca până la sosirea mea să sufocați și să încetați întinderea creștinătății. Ați auzit? Ar fi un lucru necuvincios și necinstirea numelui meu dacă nu vom asculta ordinul. Deci eu, Eftolmius, am decis moarte creștinilor. Moarte!
Ce frumoasă și emoționantă priveliște! Însuși copilul să fie exemplu pentru părinții săi. Dacă vreți să vă eliberați de diavol, trebuie să o faceți cu toată inima. Și acum, fraților, sunteți pregătiți pentru taina botezului. Și acum răspundeți-mi, te lepezi de Satana și de faptele lui? Mă lepăd de Satana și de faptele lui. Te lepezi de Satana și de faptele lui. Mă lepăd de Satana și de faptele lui. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat. Și acum scuipați spre el de trei ori. Acum întoarceți-vă spre răsărit unde se află Domnul nostru Iisus Hristos. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Și crezi Lui, și cred Lui ca un împărat și Dumnezeu atotputernic. Și crezi Lui, și cred Lui ca un împărat și Dumnezeu atotputernic. Se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Ascultați-mă bine amândoi, de acum înainte Satana nu mai are nicio putere asupra voastră, nici el, nici vrăjile lui și nici magia lui. Din moment ce ați devenit creștini și trăiți în mijlocul vieții bisericești, aceasta vă va ocroti. Priviți acolo sus. Ați văzut șoimul acela ce caută vreun puișor scăpat de sub aripa, ocrotitoarea mamei, ca să-l mănânce? Tot așa vor face și dușmanii voștri dacă vă veți îndepărta de viața bisericească. Intrați, intrați! Știi, am o problemă foarte serioasă. Poți să mă ajuți? Eu am studiat toți filozofii greci și toate credințele grecești. L-am găsit pe diavol și am devenit mesagerul lui, slujitorul lui Satana care e atotputernic. Deci, ce poți face tu? Aici există mult păcat și Satana este atotputernic. Așa și eu am foarte mult de muncă. Care este problema ta? Problema mea este că hambarele mele sunt pline de grâu și nu pot să-l vând fără să ies în pagubă.
Peste o lună va începe recolta nouă și îl vor mânca gândacii. Într-adevăr, problema ta este foarte mare. Mare sau mică este problema mea. Eu o voi rezolva. Tu însă poți să mă ajuți? Poți? Cum să nu? Eu în mijlocul orașului ăsta pot să fac mame și tată să poarte doliu. Pot să distrug împărați și prinți, case și palate, chiar și armate întregi, să le fac să dispară. Eu și numai eu. Lasă cuvintele mari și spune-mi ce poți face. Orice lucru rău, orice dorești, rău să fie numai. Spune-mi ce dorești și pe urmă e numai treaba mea. Treaba mea și a lui Belzebut, căpetenia dracilor. Poți să distrugi recoltele, să nu rămână niciun bob întreg. Să distrugi viile, să moară și măslinii, să distrugi toate recoltele. Spune-mi tu care ești ochiul diavolului, poți? Bravo, câtă răutate și vicleșug! Tu ești mai rău decât mine. N-am venit aici ca să mă judeci, ci ca să facem treabă. Dar am impresia că tu nu ești în stare. Hai, la revedere! Stai, nu te supăra, voi face ceea ce vrei tu. Voi merge la Lassos ca să ofer jertfe lui Belzebul. Acesta va trimite o armată de diavol ca să ridice furtuni, cu fulgere și trăznete să scoată copacii din rădăcini, să arunce marea pe uscat, să nu mai rămână nimic în picioare. Pot să se întâmple asemenea lucruri? Când într-o țară nu există oameni buni, demonii iau puterea, vrăjitorii se îmbogățesc și diavolii își fac toate poftele. Haide, dă-mi înainte 10 bani de aur și restul într-o săptămână, de îndată ce se va împlini tot răul. Aceștia sunt numai pentru mine. Numai pentru tine? De ce există și al doilea? Eu am fost un vrăjitor cinstit încă de la început. Nu ai auzit de plata demonilor pentru răul ce se va face? Rău că nu ai înțeles. Haide, spune mai pe larg. Eu sunt doar un mijlocitor între tine și diavol. Un medium, cum se spune în latină. Tu îți vei rezolva socotelele direct cu căpetenia noastră, cu diavolul. Acesta, bineînțeles, nu ia bani. Banii te bucură numai pe tine, zgârcitule. A, deci nu ia bani. Toate celelalte sunt de râs. Dar ce ia? Un fir de păr din capul tău. O să îl dau garanție. Un fir de păr? Ia câte vrei, haide! Haide, dă mâna!
Bravo, plouă! Așa trebuie să fie. Să plouă, să plouă. Ce este asta? N-ai dormit deloc. Este trecut de miezul nopții. Nu pot dormi deloc. Nu pot închide un ochi. Cum închid ochii, aud numai țipete, plânsete. Simt că nebunesc. Dar ce-am făcut eu, amărâtul? Nu am omorât niciun țânțar. Dacă va continua situația aceasta, voi nebuni. Tu nu te-ai dus la vrăjitor ca să-ți rezolvi problemele? Crezi că face bine diavolul? Tu i-ai adus pe toți aici înăuntru. Trebuie să părăsim imediat casa aceasta. Ce s-a întâmplat? Acolo jos, pe podea. Frânghia aceasta? Da, ia-o de aici, du-te! Arde-o, să nu o mai văd! Cine m-a pus pe mine să mă încurc cu diavolii? Dar ce s-a întâmplat? S-a transformat în șarpe și a sărit deasupra mea. Așa pățești cei ce se duc la vrăjitori. Casa aceasta este blestemată. Intrați, intrați, luați loc. Vrăjitorule Ciprian, ce se întâmplă? O urăsc pe vecina mea. Vreau să-i se întâmple ceva rău. Să sufere și eu să mă bucur. Bravo, văd că ești un suflet foarte bun. Te bucuri când alții suferă. Ești fiica stăpânului nostru. Cu toate că eu nu sunt ca tine, sunt nevoit să o fac. Deci vreau un ban de aur pentru serviciile mele, iar stăpânul meu își va lua răsplata direct de la tine. Spune-mi acum despre vecina ta. Ascult. Nu este bogată, dar este măritată și are un copil. Își iubește mult soțul. Pare că tot numismă. Ia și banul de aur. Trebuie să-mi aduci sânge. Diavolul vrea sânge. Unde să găsesc eu sângele? Nu știu. Scoate-l de la tine. Atunci eu voi trimite un diavol ca să-l facă pe bărbatul ei să se certe cu ea. Tu vei avea ferestra deschisă ca să o asculți și o să te bucuri. Ceea ce vrei tu se va înfăptui. Dar și tu vei plăti. Asta vreau, asta vreau, de-ai ști cât o urăsc. Du-te, du-te, fiica diavolului, du-te! Ah, sărmane vrăjitor, cât mă bucur, așa-ți trebuie, cât mă bucur. Bună ziua, doamnă! Ce doriți? Soțul dumneavoastră nu este domnul Paris? Da, el este. Ce doriți? Alergați, duceți-vă să vedeți cineva nevăzut l-a aruncat de pe calul său. Suferă foarte tare.
Ce? Ce? Oh, nu! Este blestemul meu! Άνοιξε λάκκο για εκείνη και πέσε εγώ μέσα. Στη φορά μου... τον παλιό μάγο τι μου έκανε. Αχ, βρεζιτόρουλ τσελ ρεύ! Τι μια φακούτ! Haide, haide, vino repede, fiul tău a căzut de pe pod și și-a rupt piciorul. Grăbește-te, vino! Vai, ce tulburare m-a găsit! Haide, Pericle, haide! Eu sunt de vină, așa-mi trebuie, bine am pățit. M-am dus la vrăjitor ca să fac rău la alții și răul a venit pe capul meu. Să mergem! Ești nebună și proastă. Sunt clienta ta și mă faci nebună? De-ar fi fost alt vrăjitor, nu ți-ar fi spus. Eu îți spun pentru că m-am săturat. De minciună, de ură și de răutate. Spune-mi acum repede ce ai. Sunt bolnavă, am dureri de cap, nu pot să dorm ziua și noaptea. Nu pot să mă odihnesc. Și vrei ca eu, un slujitor al diavolului, să-i spun lui să facă un bine? N-am înțeles. De-aș putea m-aș vindeca și pe mine de durerile de cap și de oboselile diavolului. Ce ai spus? N-am înțeles. Nu pot să mă ajuți. Cum să nu pot? Ți-l voi trimite pe demonul tembeliei ca să te facă să dormi până la amiez. Dar ce? Ce vrei să spui? Nu trebuie să spun secretele mele. Numai asta spune-mi. Când acest demon se va plictisi și va pleca, nu știu cărui demon te va lăsa. Atunci durerea de cap îți va reveni și cine știe ce altceva împreună cu ea. Și pe urmă ce se va întâmpla? Îți vor face atâtea neplăceri demoni încât cine știe, vei fi norocoasă dacă nu vei înnebuni. Du-te! Mi-e milă de tine că ești bătrână și te vor duce împreună cu mine în iad. Bătrână nebună! Dar ce sunt astea ce aud? Nu vrăjitorule, nu vreau! Dar fi fost un alt vrăjitor, nu ți-ar fi spus niciodată acestea. Demonii nu fac niciodată vreun lucru bun, decât dacă din el va ieși ceva mult mai rău. Du-te acum! Nu vrăjitor, nu magie, nu medium, nu, nu vreau! Bună ziua, Iustina! Bună ziua, străine! Dar cine ești? Și cum dești numele meu? Dar cine nu știe de frumoasa Iustina? Cu ce vă pot ajuta? Ce doriți? Sunt un om bogat și cu faimă mare. Îmi place foarte mult din clipa în care te-am văzut. Așa frumoasă și elegantă mi-am spus. Ea este pentru mine. Nu credeți că nu vă este cinste să deranjați femeile? Nu vă temeți de soldații romani? Soldații romani, dar eu sunt bine crescut. Aparțin familiei ducelui Eftolmois. Un moment, Iustina. Este ultima oară, vă rog, plecați imediat. Iustina, m-am hotărât, vei deveni soția mea. Vreau să te fac soția mea legală, nu sunt un surat și aș vrea să-mi aparții. Te aleg pe tine, Iustina. Felicitări, ești foarte norocoasă. De vreme ce cunoști numele meu, cred că și casa mea o cunoști. Dacă ai fi avut intenții bune, de ce nu te-ai dus chiar la părinții mei? De ce nu te-ai comportat așa? Iartă-mă, am greșit. Pleacă imediat până nu o să strig ajutor și o să te fac de râs. Da, Iustina, mă voi duce de îndată la părinții tăi. Să nu faci asta. Îmi pare foarte rău, este târziu. Cui ești dată tu, Iustina? Domnului nostru Iisus Hristos, nu cumva îl cunoști? Nu știu, cine este acesta? Vrei, nu vrei, Iustina, eu am să te iau. Pleacă din fața mea și să nu te mai văd niciodată. Îi voi striga pe soldații romani.
Nu știu ce mi se întâmplă când văd fata aceasta. Prietenii mei, ori o să o furăm, ori mă voi sinucide. Nu, fără vărsare de sânge, fără disperare, ne-am gândit la asta, Aglaid. O să facem toți trei ceva. Și o să o răpim. Îți vă face pe plac. Femeie proastă, unde s-a mai auzit ca o fată să nu ia în seamă un tânăr atât de bogat și de frumos ca prietenul nostru Aglaid? O să se lase cât de curând. Eftolmius în fiecare zi arestează creștini, îi bate și ucide, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Și chiar dacă va trebui să murim, va fi cinstea noastră să fim martiri pentru Hristos. Iustina, du-te să iei prescurile pentru biserică. Dar ce să fac cu tânărul acela Aglaid dacă mă va opri din nou? Să mergi pe drumul central prin piață. Nu lăsa să se apropie de tine, unchiul tău va fi aici. Și te va urmări. Dacă vine după tine, să strigi. Noi vom lăsa fereastra deschisă și îți vom sări în ajutor. Te-am luat de data asta, Iustina, nu o să ne mai scapi. Asta eu vom pune în cap? Haideți! Ajutor! Ajutor! Hei, voi, v-am prins! Du-te repede, au prins-o! Ajutor! Dați-vă înapoi, că v-am prins de data asta, v-am prins! V-am prins! Nu te întrista, Aglaid. O să o uiți. Nu pot să o uit. Prefer să mor decât să o uit. Stai să spun ce să faci. Să te duci la Ciprian, la marele vrăjitor. El te va ajuta. O va face să te iubească. Mă tem să mă încurc cu vrăjitori și cu diavoli. Dar mă voi duce. Pentru Iustina mea mă voi duce. Mă voi duce. Ah, surioara mea, m-am dus la acest vrăjitor, la Satana, și m-am speriat foarte tare. Cine se amestecă cu grăunțele va fi mâncat de găini, sora mea. Și cine se amestecă cu vrăjitorii va fi mâncat de diavol. De aceea spun să te duci la un preot creștin să te deslege. Ce-ai pățit, soră? Fiara de pe perete a prins viață și a vrut să mă mănânce. Ah, ce mi-a trebuit să mă duc la vrăjitor? N-a fost nimic surioară, ți s-a părut doar. Ia-l de aici, liniștește-te! Demone al slugării, deschide poarta! Ești singur aici? Da, de ce întrebi? Atunci cine a deschis ușa? Demonul, dar asta nu e treaba ta. Ia loc. Ce cap este acela în întuneric? Este un diavol? Nu, este o cucuvea. Haide, zi. Sunt îndrăgostit de Iustina, fiica lui Edesio. Așa deci. Nu te dispera, e un lucru mic pentru mine. Îți mulțumesc, vrăjitorule. Eu am bani mulți, te voi face bogat. Dacă reușești să o faci pe Iustina să se îndrăgostească de mine, te voi face de aur. Nu-ți faci nicio grijă, este foarte ușor pentru mine. Du-te acum și vino peste câteva zile. Tânăra va fi nebunește îndrăgostită de tine. Și cum de vei reuși tu aceasta, vrăjitorule? Nu întreba, aceasta este treaba mea. Nu-mi trebuie mult timp, 3 zile îmi sunt de ajuns. Haide, du-te cu bine!
Îți mulțumesc. Sunt înăuntrul cercului, nu aveți voie să mă bateți și să mă răniți. Acesta este sânge. Tu vrei jertfă, Satana? Haide, fetițo, vino, demon murdar al curviei. Vino și ne arată puterea ta. Iată-mă, Cipriane, iată-mă! Te aud! Vrei să fac ceva? Pentru Aglaid? Da, asta este! Unde ești? Vreau să te văd! Uită-te la stânga! Sunt acela care l-a făcut pe Aglaid să se îndrăgostească de Justina. De multe ori am distrus sate și orașe. Nimic nu este imposibil pentru mine. Nimic! Am pus fiii să-și omoare părinții, am creat cupluri desfrânate între frați. I-am amăgit pe aceia care voiau să rămână neprihăniți. Nu i-am lăsat pe călugări să locuiască în peșteri, să postească. Le-am aprins în suflete dorința pentru femei. Pe alții care vreau să lase lumea aceasta și să trăiască ca îngerii, i-am făcut să-și schimbe gândul. Ai grijă, Cipriane, faptele o vor dovedi. Nu vrei ca Justina să se îndrăgostească de Aglaid? Exact. Ia această sticluță. Varsă conținutul ei de jur împrejurul casei Justinei și de nu se va îndrăgosti de Aglaid, să nu te mai încrezi în mine, Cipriane. Voi rămâne cu ea până ce se va îndrăgosti. A căzut frumoasa Justina. Intrați! Avem vreo noutate? Răbdare, se va împlini în 3 zile. Ia această sticluță și varsă conținutul ei împrejurul casei Justinei. În 3 zile va cădea ca un fruct copt în brațele tale, de îndată ce te va vedea Aglaid. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, ieri seara am avut multe gânduri necuvincioase și desfrânate, dar de îndată ce am adus numele Tău cel Sfânt pe buzele mele și am făcut semnul crucii, s-au destrămat toate ca fumul, precum versul care spune că dușmanul a deschis o groapă pentru el și a căzut singur în ea. Ah, fată nebună, m-a ars cu crucea nepricepută! Demone, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și-a făcut semnul cruce și m-a ars fata și ireată. Ce-a făcut? Ce spui? Explică-mi. A făcut semnul lui Emanuel și s-a aprins
și m-a ars. Ah, nu mă voi mai duce. Ce mi-a făcut? Care este semnul lui Emanuel? Nu înțeleg. Emanuel este fiul Mariei, Fecioara. Unde trăiești? Dormi. Ah, Iustina cea șireată! Lacrimi! Plâng și diavolii? Da, plâng, plâng! Ah, m-a ars! Ce-aș arde-o și eu, Nazarineanca, m-a ars! Du-te, du-te din nou! O să mă faci de râs în fața lui Aglaid, du-te! Nu, nu mă mai duc! Am fost cu puțin timp înainte, face și ar face semnul acela oribil. Nu pot să mă apropii. Îmi pare rău, nu vreau să mai ceri asta. Nu mă voi mai întoarce aici, plec. O să merg lângă ea, de acum este a mea. Ca un fruct copt va cădea Iustina, Iustina mea. Iustina, știu că ți-ai schimbat gândul și că vrei să te măriți cu mine. Haide, nu te rușina. Dacă nu dispari imediat, voi striga după ajutor. Satana, ți-ai bătut joc de mine! Ți-ai bătut joc de mine! Trimite-mi un demon mai mare pentru Iustina! Aici sunt eu, diavolul cel mare! Cel ce a fost înaintea mea nu a reușit! E un demon de nimic! Eu sunt cel mai mare! Cel mai îngrozitor, lasă fată pe seama mea și vei vedea. Mamă, am simțit amăgiri puternice. Mă voi ruga. Cred că dușmanul pune ceva la cale, dar se va prinde chiar în capcana lui. Domnul nostru și Fecioara Maria și toți îngerii să fie cu tine, fiica mea. Nu lăsa pe Domnul Hristos din gândul tău. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Ah, Cipriane, ce foc nebun! M-a ars fata șireată! M-a ars femeia nebună și pe mine ca și pe celălalt demon! A făcut iarăși semnul acela îngrozitor al crucii! Ce? Ce ai zis că a făcut? O să-l trimit pe căpetenia noastră, pe Marele Belzebut! Dacă nici el nu va putea să te ajute, atunci nu va putea nimeni. Ah, fată șireată! Începe să mă înfricoșeze întinderea aceasta a creștinilor. Trebuie să dispară creștinii. Sunt în pericol idolii noștri, religia noastră. Moarte creștinilor! Moarte! Satana! Eosforos! Belzebut! Sunt diavolul Cipriane! Sunt chiar Eosforos!
Știu care este problema ta. Diavolii mei nu au putut să te ajute. Eu te voi ajuta. Mă voi înfățișa sub chipul unei femei bătrâne. Vei vedea. Voi reuși. Voi face tot ce-mi stă în putință. Ca bătrână ai să reușești? Cum e cu putință? Pot să schimb 100 de chipuri într-un minut. Mă duc, Cipriane, mă duc la Justina. Da, doamna mea, cu ce pot să vă ajut? Sunt o femeie amărâtă și bătrână și știu că tu ești milostivă. M-a trimis Atotputernicul care te iubește mult. Vrea să fim împreună, să ne ajutăm spiritual una pe cealaltă. Nemaipomenit, nemaipomenit! Ce minunat lucru! Ne vom ruga acum împreună! Da? Justina, ești o fată foarte frumoasă și cred că ai multe calități spirituale și sufletești. N-ar fi trebuit tu să te căsătorești? Să întemeiezi o familie, nu e un lucru bun? Da, este un lucru bun, dar pentru alte fete, nu pentru mine. Nu mai spune asta, ai putea să crești copii. Să întemeiezi o familie bună, cu viață creștinească. Nu e un lucru rău, Justina. Nu e rău, dar eu am ales ceva mai presus de asta. Am ales să-mi dedic viața mea lui Hristos și să trăiesc o viață neprihănită și în curățenie. Și viața de căsătorie, ce frumoasă este! Momentele minunate de tandrețe între cei căsătoriți. Te întreb, ce s-ar fi întâmplat cu toate fetele dacă nu s-ar fi căsătorit niciuna? Dacă n-ar fi vrut să se căsătorească toate fetele? Da, îți imaginezi ce rău ar fi fost? Dacă imposibilul ar fi fost posibil, atunci s-ar fi schimbat firea omului și tot s-ar fi transformat în îngeri. Da, știu, sora mea, dar parcă simt ceva urât aici. Ce simți? De ce momentele frumoase le transformi în rele? Ce ai pățit? Nu știu, dar simt un val de gânduri rele atunci când îmi vorbești. Slavă Domnului, este vecernia și trebuie să ne rugăm Domnului ca să ne mântuim. Ah, oasele mele, ah, oșcioarele mele! Ce ai? Ce ai pățit? Oșcioarele mele, mă dor! Am dureri mari! Ce mi-ai făcut? Oșcioarele mele! Haide, haide, curaj! De altfel, nici nu e prea rece. Haide, sora mea, este timpul să ne facem rugăciunea de seară. Ach, fetița mea, ce treabă ai cu focul? De ce ai adus focul? Focul este de la cărbuni și deasupra arde tămâia. Ea face două lucruri bune. Îl cheamă pe Atotputernicul și îl gonește pe diavol. Oamenii cei buni o iubesc, dar oamenii ce îl iubesc pe diavol nu pot să sufere mirosul ei. Nu, nu, surioara mea, ia-o, ia-o. Mă voi concentra mai târziu. Te rog, ia-o. Bine, haide, nu-i nimic. Stai tu aici ca să te odihnești și ai să mă urmărești cât timp mă voi ruga eu. Te rog însă să nu mai faci semnul crucii al evreului. Da? Da, bine, am înțeles eu că ești necredincioasă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Oh, și iarăși oh! Nu, Cipriane, nu pe Justina! Cerem orice altceva, iar nu pe fata aceasta! Ce? Au dispărut femeile? Oh, fia furisită aglait cu dorințele lui! Oh, a făcut iarăși semnul crucii! Justina și Mars! Mars!
Îmi pare rău, Cipriane, îmi pare rău. Cere-mi orice altceva, Cipriane, dar nu pe fata aceasta. Acest lucru este nemai auzit. Nu pot să mă ating de ea, nici eu și nici vreunul din diavolii mei. Este Hristos mai puternic decât tine? Păi dacă este Fiul lui Dumnezeu, El este cel mai puternic. Ah, crucea lui, Cipriane, crucea lui mă arde! De atâta durere nu mă pot apropia. Cere-mi orice altă femeie, dar nu aceasta. Găsește-mi alta care să nu aparțină celui răstignit. Atunci când nu va mai purta acel semn îngrozitor al crucii, care mă arde, atunci să mă chemi numai. Așa deci, așa. Deci există ceva mult mai puternic decât tine, Satană. Așa cum n-am știut că cine face semnul crucii este mai puternic decât diavolul, chiar și un copil, chiar și o fată ca Iustina. Trebuie să merg la Iustina ca să aflu totul. Dacă vrei să te descotorosești de demon, trebuie să arzi toate cărțile de magie. Eu, Ciprian, mărturisesc că mă lepă de Satana și de adorarea lui. Și tai orice legătură cu slujitorii lui, oricare ar fi. Ghicitori, astrologi, mesageri, medium, chimiști, călcători pe foc, cei ce umblă prin cimitire, doctori de minte, doctori cu energie, și mă îndepărtez de Satana . Ce sunt acestea ce le porți la gâtul tău? Aceasta este o piatră de ochi ca să nu mă prindă ochiul rău. Și te întreb, are o piatră o putere, chiar dacă are desenată pe ea un ochi, ca să te ferească de răul diavolului și al oamenilor săi? Bineînțeles că nu. Celălalt ce este? Acesta este un dinte, acesta este un cuțitaș. Am crezut, sărmanul acesta, că mă ajută să nu mă atingă diavolul. Din contră, acestea ajută ca să se atingă diavolul de obiectele lui.
Dar există simbolul adevărat al credinței, Sfânta Cruce, simbolul învingerii răului de către bine, simbolul jertfei celui neprihănit al Cuvântului și Fiului lui Dumnezeu, în fața căruia se cutremură și se îngrozesc armate întregi de diavol. Așa cum ai văzut, nu au putut nici măcar să privească de departe. Ah, ce stăpân nemilos este diavolul, cât de tare se bucură când chinuie oamenii. Nu pot să-ți descriu, Iustina, copila mea. Coșmarurile mele, loviturile mele, chinurile și mărimea răutății, diavolului, cel ce-l chinuie pe oameni. Curaj, toate cele vechi s-au dus. Te lepezi de Satana și de faptele lui? Mă lepă de Satana și de faptele lui. Te lepezi de Satana și de faptele lui? Mă lepă de Satana și de faptele lui. Καταγγέω κάθε βιβλίο, κάθε αντικείμενο, κάθε δαιμονικό φυλακτό. Cipriane, întoarce-te spre răsărit, spre Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc. Demonii nu mai au acum puterea asupra ta, ci tu ai acum puterea asupra lor. Curând, Cipriane, vei deveni preot al lui Dumnezeu și pe urmă arhiereu. Părinte Cipriane, pomii nu au dat roade, grâul la fel, via cu atât mai mult, locurile s-au umplut de vrăjitori care aduc catastrofe. Haideți, frații mei, să mergem să ne rugăm, cu puterea lui Dumnezeu să alunge acest blestem. Spuneți preoților voștri să se roage Domnului și va veni binecuvântarea, iar lucrarea vrăjitorilor se va risipi. Haideți să mergem! Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul tuturor împăraților și Domnul tuturor, slavă Ție!
Eu, umilul tău rob, Ciprian, mă rog ție, acolo unde se află păcatul, să coboare harul tău. Eu, cel care am fost rău și necinstit, mă rog ție acestea. Sânurile oilor nu mai dau lapte, caprele nu mai fac pui, bărbații nu-și mai iubesc nevestele, mamele nu mai fac copii, corăbile nu mai plutesc, atelierele nu mai lucrează, grădinile nu mai dau legume, pomii nu mai rodesc, râurile nu mai curg, morile nu se mai învârt. Frații și surorile sunt în vrajbă și nu se pot uni. Ia aminte la rugăciunea ce o facem înaintea Ta, Doamne al milei. Primește sufletele noastre și curățește-le și curăță pe toate. De va fi om, animal, grădină, livadă, corabie, moară, împărat sau meșteșugar, sau țăran, sau om învățat. La chemarea aceasta noastră să se coboare Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și să alunge demonii, să fie îndepărtat păcatul și vicleșugurile lor și dă, Doamne, să se facă voia Ta. Și să rodească pământul și grădinile și livezile, să facă roade și viile să se umple de struguri și femeile să dea naștere la prunci și să se mântuiască. Părinte, pun mobila mea în casă și când mă întorc de afară, o găsesc în curte, cred că nebunesc. De când ai devenit creștin și ai promis să nu mai umbli cu lucrul diavolului, ai mai folosit lucrurile lui? Te-ai mai întors la ele? Din păcate am găsit o carte de magie și am citit din ea puțin, foarte puțin. Du-te și arde-o imediat și orice altă carte, fiindcă îi dă dreptul să vină în casa ta. Pe urmă cheamă un preot ca să-ți facă sfeștanie. Așa va pierde orice drept asupra ta și ai să devii om al bisericii. Pater Cipriane, Părinte Cipriane, nevasta mea s-a transformat într-o vacă. Nu s-a transformat într-o vacă. Vreun vrăjitor a trimis un demon și a schimonosit-o, ca să te plictisești de ea și să o lași, și pe urmă altcineva o va lua de nevastă. Ah, răutatea oamenilor! Haideți, veniți să ne rugăm! Să ne rugăm acum. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul tuturor împăraților și Domnul tuturor, slavă Ție! Eu, umilul Tău rob Ciprian, mă rog Ție, acolo unde se află păcatul, să coboare harul Tău. Eu, cel care am fost rău și necinstit, mă rog Ție acestea. Sânurile oilor nu mai dau lapte, caprele nu mai fac pui, bărbații nu-și mai iubesc nevestele, mamele nu mai fac copii, corăbile nu mai plutesc, atelierele nu mai lucrează, grădinile nu mai dau legume, pomii nu mai rodesc, râurile nu mai curg, morile nu se mai învârt. Frații și surorile sunt în vrajbă și nu se pot uni. Ia aminte la rugăciunea ce o facem înaintea Ta, Doamne al milei. Primește sufletele noastre și curăță-le și curăță pe toate, de va fi om, animal, livadă, corabie, moară, împărat sau meșteșugar, sau țăran, sau om învățat. La chemarea aceasta noastră să se coboare Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și să alunge demonii,
Să fie îndepărtat păcatul și vicleșugurile lor și ră, Doamne, să se facă voia Ta și să rodească pământul și grădinile și livezile. Să facă roade și viile să se umple de struguri și femeile să dea naștere la prunci și să se mântuiască. Amin. Slavă Domnului cu voi! Spuneți-ne, Părinte Ciprian, ar putea un vrăjitor să facă vrăji chiar și celor creștini? Foarte bună întrebare! De ochiul, vrăjitoriile, magia, pot să aibă efect asupra creștinilor dacă ei sunt creștini numai cu numele și nu se duc la biserică, nu se împărtășesc și nu-și poartă crucea. Atunci lucrurile diavolului pot avea efect asupra lor, ca și asupra celor ce nu sunt creștini. Din păcate, Părinte, am cam pierdut legătura cu biserica. Da, știu, nu te-ai mai împărtășit de 35 de zile și această lungă perioadă te-a pus în pericol. Duceți-vă în pace și nu vă îndepărtați de Sfânta Împărtășanie. Îți mulțumesc, Părinte, că ai scos diavolul din copilul meu. Te rog, vindecă și stomacul meu. Mă doare foarte rău. Te rog. Pe tine nu pot să te vindec, nu pot nici măcar să te binecuvântez. Pleacă. Nu vreau nici măcar să te văd. Pleacă. De ce, Părinte? Te rog, citește-mi și mie rugăciune. Eu nu pot să fac nimic pentru tine până nu-L vei convinge pe Dumnezeu că te căiești cu adevărat. Legătura cu diavolul leagă mâinile preotului și închide ochiul lui Dumnezeu. Ce-am făcut, Părinte? Nu te înțeleg. De ce? Nu mă înțelegi? Nu este rușine pentru tine să te duci la vrăjitor să te vindece? Nu te-ai dus? Răspunde-mi. Din păcate, Părinte, m-am dus. Ai pângărit sfântul botez și promisiunea ta că te lepezi de Satana. Face vreodată bine diavolul? Poate să vindece trupul omenesc? Bineînțeles că nu. Numai Dumnezeu care l-a creat poate să-l vindece. Dar la început, Părinte, m-am simțit ceva mai bine. Da, și pe urmă durerea s-a înrăutățit. Da, dar cum de știți? Știu, vrăjitorul trimite un demon care să-ți țină nervii ca să nu te mai doară. Când însă acesta se plictisește, te lasă și o să te doară mai rău. În continuare îi spune lui Dumnezeu că ești necredincioasă și dorește să aibă puterea asupra ta și să rămână în tine. Sau să-ți facă rău. Deci departe de vrăjitor. La revedere, Părinte! La revedere! Duceți-vă cu bine, copiii mei! Cine este? Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă! Vino, copila mea, haide, stai jos. Mulțumesc, Părinte. Ieri seara am auzit pașii tatălui meu mort. Nu am dormit toată noaptea. Ai auzit pașii tatălui tău mort? Nu era tatăl tău. Tatăl tău a murit, este în ceruri. Morții nu circulă printre noi așa cum crezi tu.
Dacă au fost ai lui Hristos și au trăit o viață creștinească, se duc în rai, iar altfel se duc în iad, însă nu fac plimbări printre noi. Da, dar eu am auzit foarte clar pașii lui și chiar ușa care a deschis-o și a închis-o, așa cum obișnuia să facă când trăia. Tu, fata mea, când ai devenit creștină, nu ai mărturisit că nu te vei mai întoarce la diavol? Dar eu nu m-am întors la diavol. Cum nu? Doar studiez astrologia, urmărești zodiile și horoscoapele demonicești. Așa că demonii au căpătat o mică putere asupra ta. Mică numiți puterea această, părinte. De multe ori capătă dreptul să rămână în lăuntrul tău, sau să ți se înfățișeze, sau să-ți tulbure mințile. Și mintea omului nu e făcută să îndure asemenea tulburare. Rugați-vă, Părinte lui Dumnezeu, ca să mă ierte. Și eu nu mă voi mai ocupa cu vrăjile. Eu mă voi ruga și cred că vor dispărea. Câteodată se poate să te tulbure ca să te încerce. Însă de nu le vei da atenție, încet, încet vor pleca. Deci, departe de astrologie, vă mulțumesc, Părinte. Du-te în pacea Domnului. Surioarelor, Apostolul Pavel ne-a învățat că timpul vieții acesteia este atât de scurt încât nimeni nu va avea sau va stăpâni ceva. Așa nici cei ce sunt căsătoriți sau umblă după lucruri lumești, de fapt nu au nimic. Pentru toți, înainte de toate, este bogăția sufletului, să iubim deci neprihănirea. De ce? Pentru că surorilor și împărați de-am deveni, când vom lăsa cele lumești, atunci vom trăi veșnic. Să iubim deci neprihănirea și fecioria care vor trăi în veci. Din punct de vedere strategic, măria ta, cred că ar trebui să începem imediat operațiunile. Timpul lucrează pentru creștini. Ce ai aflat din țara aceasta? Ceva suspect? O creștină, o tânără fată, Iustina, străbate orașele. Acum câtva timp era în Damasc, acum este în Antiohia și le răscoală pe femei. De ce? Ce le spune? Să dea averile lor săracilor să fie bune, să semene cu Iisus Nazarineanul. Ajunge! A pierdut controlul Eftolmius. Scrie, duce Eftolmie, aflându-mă în Nicomidia, aud că se întâmplă multe în regiunea pe care o conduci, aud despre întinderea creștinilor și răscularea lor de către o tânără femeie care cutreieră orașele și învață pe femeile voastre teorii greșite. Sărută și tu copilul meu. Părinte Ciprian, preot al Dumnezeului celui atotputernic, ajută-mă și pe mine, biata și săraca roaba ta. Copilul este stăpânit de demon. Și cum de s-a întâmplat? Nu știu, părinte, poate ceasul rău. Așa din întâmplare nu se poate. Nu dă niciodată Dumnezeu voie diavolului să facă ce vrea. Minciun grăiește, Cipriane. Ea trecea odată pe stradă și i-a spus copilului ei
Du-te la dracu. Și eu l-am luat. Nu mi-l lua, Cipriane, nu mă izgoni din el. E al meu. Nu fi hoț, Cipriane, e al meu. Adevărat grăiești. Adevărat. Da, părinte, așa este. Nu mai trimite pe nimeni la dracu. Mai bine să se taie limba. Hristos al nostru s-a răstignit ca să-l ducă pe om în rai și tu îl trimiți la dracu? Este chiar atât de rea această vorbă, părinte? Dacă nu ne-am fi aflat în preajma Paștilor, nu ți-aș fi dat voie să te împărtășești. Ai grijă, fata mea, gura ta îți dă dreptate și tot gura ta te condamnă, așa cum spune Hristos. Haide să-și citesc acum o rugăciune ca să te mântuiești. Ceva trebuie făcut cu arhiereul acesta, Ciprian. Și cu femeia aceea, Justina. Îi îndepărtează pe oamenii noștri de la idoli, de la zeii noștri. De la răsărit până la apus, toți vorbesc despre Ciprian care înainte lucra pentru zeii noștri, iar acum luptă împotriva lor. Cât despre acea femeiușcă, Justina, care l-a atras, ce să spun? Da, asta trebuie făcut. Să-i aruncați pe Ciprian și Justina în închisoare imediat. Cipriane, i-ai slujit pe zeii noștri și cu ajutorul ai devenit bogat. Da sau nu? Da. Atunci, de ce ai părăsit și ai fost amăgit de femeia aceasta? Cunosc foarte bine de la oamenii mei că ea conduce o armată de fete.
pe care le-a vrăjit despre un anume răstignit. Da sau nu? Se poate. Atunci, de ce n-ai părăsit? Ea este o femeiușcă, o fetiță. Tu ești un învățat. Eu, mărite duce Eftolmios, am descoperit de la el însuși că diavolii care se ascund în spatele zeilor, că le e teamă de cruce și de Hristos, de sute de mii de ori mai tare decât se teme șarpele de ghearele pisicii și mult mai mult decât se tem albinele de foc, iepurile de câine, de vânătoare, focul de apă. Dar ce prostii grăiește filozoful acesta? Eu vă spun, mărite, că atunci când diavolul îi vede pe creștin din teama lui, ca nu cumva creștinul să-și facă cruce și să-l ardă, întâi se pregătește să fugă și apoi aruncă săgețile lui de venin și batjocură. Ce vrei să spui cu asta, Cipriane? Vrea să spună că zeii în care crede și în care credea și el odată sunt lași și mincinoși și neadevărați și că în spatele lor se ascunde unicul vrăjmaș, diavolul. Eu spun că trebuie să vă schimbați cu binele. Altfel vă voi schimba eu vrând nevrând. Ce vreți să spuneți? Vă voi arde. Vă voi îngropa de vii și voi arde tot ținutul de la Damasc, la Antiohia și Mesinia. Puteți să faceți orice doriți. Pentru Hristos și pentru adevărul Lui vom accepta orice suferință. Poate aceasta vă va pune pe gânduri. Aruncați-i în închisoare până diseară să fie terminați din cauza torturilor. Bine. Haideți afară. Fii tare, Iustina! Fii tare, copila mea! Să ne rugăm! Mărite, cu Ciprian vom pierde jocul. Și de ce îl vom pierde? L-am bătut, i-am jupuit cu ghiare de fier și nici nu au plâns, nici măcar nu au vorbit. Și lumea a început să creadă în el, ca să nu spun numele lui. I-am aruncat din nou în închisoare, dar ei sunt foarte serioși. Foarte serioși. Să-mi aduceți imediat aici să văd ce pot face. Lucrul acesta nu trebuie să-l afle împăratul Nicomidiei. Cipriane, îți iei înapoi cuvintele? Nu fi încăpățânat. Am așteptat clipa aceasta ca să mor pentru Hristos. Dumneavoastră, mărite, nu știți ce înseamnă Hristos.
tu, Iustina, la fel și eu, îl rugam pe Dumnezeu și așteptam ziua aceasta când mă va învrednici să sufer pentru Hristos. Da, o așteptați? Atunci o să dublez, să triplez. Dar ce spun eu? O să măresc de 100 de ori suferințele de vreme ce aceasta vă face plăcere. Ai auzit, comandante? Da. Luați-i și faceți ce v-am spus. De 100 de ori mai grele torturi. Voi mi-ați cerut-o. Mărite, la orice lovitură ești țin firea. Să facem altceva. De ce, fiindcă se vindecă rănile lor și poporul începe să creadă, atunci să le faci ceva mai dureros, cu rezultat? Ce? Focul să ardă de vii. Puneți într-un cazan și să-i ardeți de vii. Nu te teme, Iustina, copila mea, vom oferi viețile noastre lui Hristos. Îți mulțumim, Hristoase, să murim pentru El. Îți mulțumesc, Hristoase, că m-ai învrednicit să sufăr pentru Tine. Vin și eu să mă rog lui Zeus, Asclipios, Zeus, Atena, protejați-mă! Sfetnicul meu de credință, Atanasie, a murit. Ce ne facem? Nu te lupta cu Hristos, nimeni nu-L poate învinge. Trimite-i la împărat de îndată ce se întoarce din Nicomedia. Spune-i că i-au blasfemiat pe zei și că voi considerați o vină foarte mare care numai de împărat poate fi pedepsită. Foarte bună ideea ta, să scoată el șarpele din vizuină. Ce se întâmplă, Eftolmie? Mărite, împărat! De o lună încoace îi batem, îi torturăm, îi ardem de vii și ei iar se fac bine. Ți-i predăm ție pe blasfemiatorii ai marilor noștri zei. Scoateți-i din închisoare și aduceți-i înaintea mea. Voi sunteți, deci, conducătorii creștinilor? Da. Admir curajul vostru. Nu vreau să vă încânt cu alte suferințe. De altfel, ați discutat cu ducele Eftolmie. De aceea ordon, veți muri astăzi. Până va apune soarele, va apune soarele vostru întâi. Îți mulțumim, Cezare. Îți mulțumim și Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă El are ultimul cuvânt. Ce ați spus?
Fapta aceasta va aminti atâtor generații cum că martirii vor muri ca să trăiască veșnic. Luați-i! Luați-i repede de aici! Scrie: Ciprian și Iustina i-au insultat pe marii noștri zei, de aceea trebuie să moară. Conduceți-i la locul de execuție acum, imediat. Fii tare, Iustina! Curaj, copila mea! Nu te teme de moarte, nu înceta să te rogi pentru mine când ai să mă vezi mort. Sunt pregătită, vreau să mor prima. Călăule, ucide-o întâi pe Iustina. Ea este femeie, să nu se sperie când mă va vedea mort. Doamne Iisuse Hristoase, dăruiește pace bisericilor tale, ca să fie pace peste tot.